Salut și bine v-am găsit la un nou video tutorial. Discutăm de data asta despre configurarea unei rețele wireless pe routerul ZTH298 Handler CSRD, routerul Gigabit. Vom intra în browser, accesăm panelul de administrare 192.168.1.1 User, îi dăm login, venim la Network și VLAN. Ne va pune pe Basic automat. Dacă veți face exact acelea setări cum le am eu, cu siguranță o să vă funcționeze în mod normal. În ceea ce privește modul BGN, recomand să fie un mixed mod. În descrierea videoului o să vă las și linkul ăsta, în care o să vă faceți o idee ce înseamnă fiecare standard de wireless în parte, cât poate să ducă și așa mai departe. Un video foarte, un, o pagină foarte, foarte utilă să vă facă să înțelegeți diferența dintre A, B, GN, AC și așa mai departe, să vă puneți și voi la curent cu standardele wireless. După ce ați configurat în tocmai, dați submit la SSID Settings. Veți bifa SSID 1, Enable, la nume, ce nume să aibă wireless-ul vostru, în cazul meu Vaida Networks, și la securitate, din nou SSID 1, la Authentication VPA2 PSK, parola minim 8 caractere, la plezneală mort 3232 și la criptare TKIP plus AES. Din nou, submit. Și o configurare standard, este în regulă, e securizat, nu se mai conectează vecinii și așa mai departe. Un lucru foarte interesant pe care o să vreau să îl dezvolt în partea a doua videoului, care de fapt va fi filmată de pe telefonul mobil, și anume la canal. Este foarte important să știți să selectați canalul care trebuie, încât să aveți o experiență cât mai plăcută pe partea de Wi-Fi. Partea asta am să o dezvolt, cum am spus, treaba asta am să o dezvolt în partea a doua. De asemenea, în descriere o să vă pun link către o aplicație de Android, Wi-Fi Analyzer, și implicit linkul ăsta în care vă spun exact ce este un canal și de ce este ok să-l setați voi manual și nu să-l lăsați auto. Am să vă dau și linkurile astea să vă documentați. Revin atunci de pe telefon. În regulă, am revenit de pe telefonul mobil. În primul rând, să vă activați rețeaua wireless pe telefon, vă conectați pe wireless-ul vostru. Și după ce v-ați instalat aplicația Wi-Fi Analyzer, v-am pus link în descriere, o accesați și aici o să vedeți rețelele Wi-Fi care sunt în momentul de față în zona unde sunteți și voi. Fiecare pe ce canal îi. Eu acum am un semnal mai slab, fiindcă sunt în ultima cameră, routerul mi-e în prima cameră și acum sunt într-un PB cu 3 camere. Deci înseamnă că sunt 3 pereți de beton până la mine. Și e acceptabil. Haideți să vedem și un rating. În partea de sus, unde la mine scrie deja Vaida Networks, voi veți da tap și veți selecta routerul vostru, fie după nume sau după MAC. Îl selectați și el vă spune care sunt canalele cele mai bune pe care vă puteți conecta. Canalele cele mai bune însemnând fie nu sunt alții conectați pe canalele respective sau efectiv sunt mai puțini conectați și e mai ok. La Apple X, de exemplu, se vede semnalul în dreapta și fiecare pe ce canal îi. Având asta în considerare, deci din interfața de la Basic selectați canalul care vă recomandă și aplicația, care vedeți voi că e mai bine și cu siguranță o să observați asta și în navigare. Cam atât ar fi și pe parte de configurare Wi-Fi pe routerul ăsta.
Iar ultima parte cu siguranță e valabilă pentru absolut orice tip de router. Important să știți cum să le setați numai. Salut!